Salutare, prieteni! Vreau să vă arăt cum recondiționezi o baterie. Bicarbonat de sodiu. Da, asta e șmecheria. Jumătate de linguriță. Se toarnă în fiecare element. La prima baterie am pus mai puțin. Am crezut că e glumă. În momentul în care puneți în baterie, trebuie să aveți grijă că fermentează, adică fermentează, are loc o reacție chimică. Și după această reacție chimică se face probabil o desulfatare, nu știu exact cum se numește procedeul. Se pune la încărcat cu un redresor clasic, adică transformator și punte redresoare. Aproximativ 24 de ore la o tensiune de 12,9, 13, poate să fie până în 14,4 V. Eu am să pun o tensiune mai mare un pic și căderea de tensiune va fi printr-un bec de 21 W, deci aproximativ 1 A și ceva. Vă recomand să lucrați foarte curat, dacă nu, adică cu mănuși. Ia să vedem dacă putem să punem câte puțin. Nu pot să pun. Deci cam asta e tot. Vă mulțumesc. Spuneți ce părere aveți. La revedere.